primit astăzi camiconeta, are onoarea să vă salute și să vă adreseze un călduros bine ați venit din partea garnizoanei și mieu Silvaniei. În câteva momente va începe ceremonia militară dedicată sărbătoririi zilei Armatei României. Gardă trec! Doamnelor și domnilor, sosește prefectul județului Sălaș, domnul Florin Florian, însoțit de comandantul garnizoanei, domnul colonel George Sar, și primarul orașului și mieu Silvaniei, domnul inginer Septimiu Cătălin Zorca. Pentru lor înainte prezentat! Se intonează imnul național al României. Urmează oficierea serviciului religios. Gata pentru oficierea serviciului religios. Descoperit! Pe ore, Paul! Slavă Sfintei și celei de o ființă și de viață făgătoarei și nedespărțitei trăimi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi
și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Numele Tău, fie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Cu fericită adormire veșnică de odihnă de Doamne, sufletelor adormiserilor Tăi, celor ce s-au domnul prefect, domnule primar, preacuceri și părinți, doamnelor și domnilor ofițeri, maiștri militari, suboficeri, soldați și gradați profesioniști activi în rezervă și în retragere, stimați invitați, doamnelor și domnilor, dragi camarazi. La 25 octombrie 1944, după lupte grele, ultima localitate românească de la frontiera de vest a țării a fost eliberată de sub ocupația străină cu prețul vieții a peste 550.000 de militari. Această zi reprezintă emblema luptelor duse de militarii români de-a lungul timpului pentru îndeplinirea idealului națiunii române, un stat național, unitar, suveran, independent și indivizibil. Gândurile noastre se îndreaptă cu respect și devotament către invalizii, veteranii și văduvele de război, urmașii eroilor din cele două conflagrații mondiale. Noi, urmașii celor ce au pus patria mai presus de propria viață, ne plecăm fruntea în cinstea soților, taților, fraților și fiilor care au scris cu sângele lor o parte importantă a istoriei României, file de istorie pe care le onorăm și le transmitem generațiilor viitoare. Să evidențiem totodată profesionalismul și curajul cu care militarii noștri contribuie la misiunile internaționale sub egida NATO, Organizației Națiunilor Unite și Uniunii Europene în diferite zone ale lumii și să le mulțumim pentru respectul de care se bucură Armata României în rândul statelor aliate. Adresez salutul nostru și cadrelor militare în rezervă și în retragere, care prin tot ce au făcut
pe timpul activității, au contribuit la ceea ce este astăzi Armata României. Dragi camarați, Armata face parte din familia noastră și contribuția fiecăruia dintre noi este vitală în dezvoltarea și creșterea prestigiului acestei instituții, de aceea purtăm cu mândrie și onoare ținuta militară, semn al forței, respectului și al demnității. În această zi festivă, vă mulțumesc pentru activitatea depusă, vă felicit și vă urez multă sănătate, putere de muncă și realizări profesionale și personale, dumneavoastră și celor dragi dumneavoastră. La mulți ani militarilor din Regimentul 69 Artilerie Mixtă Silvania, la mulți ani Armatei României. Vă mulțumesc! Are cuvântul primarul orașului Șimleu Silvaniei, domnul inginer Septimiu Cătălin Țurcaș. Onorate fețe bisericești, domnule prefect, domnilor comandanți, bravo ostași, onorată asistență. Ziua de 25 octombrie este una specială. Este ziua în care ne aplecăm cu multă recunoștință și cu pioșenie în fața tuturor acelora care au făcut ca astăzi noi să fim un popor liber. Ne aplecăm cu recunoștință în fața veteranilor de război, care din păcate sunt din ce în ce mai puțini. Și cu aceeași recunoștință, în România în general și în Șimleu în special, ne aplecăm în fața bravilor ostași. Noi, așa cum am spus întotdeauna, fiind un oraș ocrotit de Dumnezeu și prezența armatei aici, ne dă siguranța zilei de mâine, poate mult mai mult decât în alte localități din această țară. Astăzi, în această zi specială, aș vrea, în primul rând, să spunem fiecare în suflet un Dumnezeu să ierte pentru toți aceia care au făcut ca astăzi noi să fim liberi. Aș vrea să mă înclin cu recunoștință și respect în fața militarilor români și să mă bucur că militarii români sunt o forță activă și recunoscută în organismele armatei internaționale și nu în ultimul rând să spun tuturor militarilor activi în rezervă sau în retragere, Dumnezeu să vă binecuvinteze familiile, să fiți sănătoși, să aveți parte de oameni buni alături și Dumnezeu să binecuvinteze Armata Română. Doamnelor și domnilor, invităm să ia cuvântul pe domnul Florin Florian, prefect al județului Sălaj. Mulțumesc frumos, bună ziua! Preacucernici părinți, distinse cadre militare, rezervă și în retragere, active, dragi militari, dragi tineri, onorat auditoriu. Sărbătorim astăzi ziua Armatei, zi în care, acum 75 de ani, Armata României, eliberată de sub ocupație străină Transilvania de Nord, în urma bătăliei de la Carei. De-a lungul istoriei, în cele mai importante momente ale ei, națiunea română s-a strâns în jurul celui mai solid și mai constant pilon de credibilitate, și anume Armata Română. O credibilitate pe care o are și astăzi, Armata fiind una din cele mai respectate instituții în România, prin tot ceea ce înseamnă spiritul de sacrificiu, profesionalismul și patriotismul arătat de-a lungul timpului. Țara noastră are astăzi o armată ce îi asigură o credibilitate internă, internațională și strategică. Pe plan intern și în teatrele de operațiuni din străinătate, militarii români sunt apreciați pentru modul în care își îndeplinesc misiunile în timp de pace sau de război. Înainte de toate, însă nu trebuie să uităm că drumul lung și greu spre îndeplinirea idealurilor naționale de unitate, independență, suveranitate și integritate națională au căzut jertfă mii de soldați români. Sunt eroi neamului nostru și avem datoria să transmitem generației viitoare faptele de arme săvârșite de Armata Română. Printre acești eroi suntem astăzi aici, pentru acești eroi suntem astăzi aici în semn de apreciere, respect și recunoștință. Disponibilitatea de sacrificiu în numele unor valori și principii este ceva ce noi, civilii, uneori o considerăm ca de la sine înțeleasă, uitând că, din păcate, asta înseamnă chiar pierderi de vieți sau experiențe extrem de traumatizante fizic și emoțional.
Pentru aceste sacrificii datorăm militarilor nu doar respectul nostru, dar și acordarea întregului sprijin pe care poate să îl dea societatea. Așa cum spunea academicianul și geopoliticianul român Simeon Mehedinț, armata este sprijinul cel din tâi și cel din urmă al lui neam. La mulți ani armatei române, glorie eternă eroilor neamului. Mulțumesc! Urmează ceremonia dărbunării coroanelor și jerbelor de flori. Gardă drept! Fermai de prezență! Nu. Depune o coroană de flori instituția prefectului județului Sălaj. Educație inclusivă Simeon Silvaniei.
Oferit de elevii școlii gimnaziale Horia, condus de domnul profesor Traian Albu și acompaniat de domnul Petre Griguță. E ziua sfântă în care fiii țării, ținându-și peste drumuri legământul, tămăduit au rana sfântecării, reîntregind ardealului pământul. A pâlpuit în steaguri bucurie, și goarnele sunat au către soare, în munți, pe deal, pe văi și pe câmpie, un cânt de slavă și de sărbătoare. Dedicat